și acum să facem cunoștință cu familia Ionescu. Domnul Costel Ionescu este fosta glorie a echipei de fotbal Politehnica. Eram sigură că încep cu ăștia. Ți-am zis, Gicule, că e aranjată treaba? Spun, nu-i curat. Lasă, mami, ne luăm cartele și votăm dublu decât ei. Iată-l, mă, și pe Maradona. Tu ne-ai scăpat unul din lagăr, unde ai jucat un fotbal, mă, în Afganistan. Ce să spun, mare vedetă. Mami, eu cum fotbalist mă măriți, să știi. Dacă unul băga și frumos, tu ca și eu pot să sărac și urât. Așa, așa, Corina, vorbește frumos. Doamna Iulia Iulescu, mama a doi copii, Alina și Sebi, este patroana unui magazin de haine second hand. Bișnițari, nu ți-am spus, auzi, haine second hand. Tu te-ai seama ce mobilă plină de care iau. Trebuie să se ajungă cântăreți de hip-hop. Iar Alina, actriță la Hollywood. Băi, ori fie ăștia niște parveniți, dar trebuie să recunoașteți că fătuca asta vă face pe amândouă. Ia uite ce bucățică e, doamne. Simțitule, mă, iar ai făcut-o să plângă. Gata, cu Master respectatori, vă bine să credeți, intrăm acum în intimitatea familiei Margare, care se compune din domnul Gicu, plutonier în armata română, doamna Vita, asistentă medicală, și domnișoara Corina, elevă. Ați văzut? Ați văzut? Tot sistemul bugetar e acolo. Armată, școală, spital. Out, out, băi, pomanagiule, hu, arbitru! Gata! Costele, închide-mi naibii calculatorul ăla, că mă scoți din sărite. Bine, bine, gata, l-am închis. Când începe concursul? A început deja. Suntem în direct. Se filmează? Da. Visul Mică este să obține bani pentru operațiile estetice ale Corinei, care vrea să slăbească și s-ar afle ca un asta e pentru tine, frățioare. Ea e sexy, tu ești inteligent, vă potriviți da, perfect, bine, bine, zic bine. Eu. Eu rămân cu ea și tu cu tasul. Hai că parcă l-aud. Soldat Alina culcat, soldat Alina dezechipare. Sebi, mamă, nu e momentul. Da. Momentul. Pe mine mă deranjează că n-au zis și de cealaltă pasiune a mea. Care, pornografia? Ha, 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 hai taci. Da. Invidioasă. După ce îi spune silicoane, grasa aia o să-ți dea clasă, ascultă la mine. Poate în visele ei, scumpă. Cum să bișor, mamă? Vrei să câștige ratații de bugetari? Cine? Ăia? Niciodată! Ia fiți atenți cum îi facem pe fraier. Ia uite. Yo! Dacă aș fi în locul lor multă lume, ar afla că tăticul e golgheter și mămica e șefa. Sebișor le spune rime că e frate cu JG, repăiește cel mai bine ca să audă toți proștii. Iau! Sebi, Sebi, Sebi. Prezentarea asta fină are doar o mare chibă. Surioara mea Alina când o veste și intibă. Că deși arată trăsne de tândoaie, cu privirea are cel mai rece suflet. Deți-n moare, deți-n moare, deți-n moare, deți-n moare. Ce? Gata, gata, liniște, liniște. Ia vedeți, avem deja 3 voturi în față. Bravo, Sebișor, mamă, l-ai arătat tu ce înseamnă un rep adevărat. Voturile alea erau pentru mine. Da, 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 da. Sigur că da, Alinuță, pe tine te votează lumea. Te votează lumea cu o singură condiție. Care? Să te dezbraci. Băi, tot continuă. Gol, 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 te-a făcut fraiere. Da, băi, Mircele, unde te trezești? Pe stadion? Fii atent că se filmează. Unde se filmează? Sunt camere peste tot, tată. Mă, tu ești... Închide-l naibii laptopul ăsta, că pierdem voturi. Stimați telespectatori, am revenit în studio, sunteți în direct la Ștou TV, singura televiziune din România unde fiecare dintre dumneavoastră are o șansă la celebritate. Tatiana, ce spun astrele? Cum va fi ratingul? Vom avea un rating fabulos, Taurul va trece prin Fecioară în quadratură cu Pești. Iar asta înseamnă? Ce înseamnă? Noroc pentru persoanele din Zodia Maimuți. Eu știu și că Matalie e domnul Benoni. Alo, domnișoară Tatiana, faceți o mega confuzie. Păi, maimuța se află în zodiacul chinezesc. Păi, domnul moderator, ce facem aici? Combinăm maimuțe cu tauri, cu dragoni, cu dicuri? Vreți să vă faceți grădină zoologică? Nu mă întrerupi. Așa. Deci, domnul Benoni, în calitate de ce l-ați invitat pe domnul... Bebe. Domnul Bebe, da, da. În calitate de ce l-ați invitat în platou? În calitate de psihosexolog. Da, este dumnealui sexolog. Știți cum? Cum sunt eu amanta lui Nicolae Guță? Dacă îmi permiteți să vă fac o analiză așa, din cap până în picioare. Da, vă rog, vă rog.
Dacă luăm în considerare faptul că prin interacțiunea subtilă a timpului relativ, în concordanță cu obstaneitatea coronativă a subiectivității plasmatice și proteice, mi se pare că sunteți foarte potrivită spre a fi soția celebrului manelist. Pot să fac un test, domnul moderator? Vă rog. Hai în Mercedes, hai în avion și la sutien să-ți bag un milion. Nu, că asta e calomnie. Deci, domnul Benoni, vă rog să vă hotărâți. Ori eu, ori obsedatul ăsta virgin. Da? Altfel plec din platou. Haideți să ne calmăm, haideți să ne calmăm. Domnul Bebe, fiți rezonabil, ne urmărește o țară întreagă. Stați un pic, domnule, dar păi intrăm în studio, ieșim din studio, dar ce, suntem aici la vamă? Plus de asta că nu știu care dintre noi trei este mai virgin. Nici într-un caz eu. Stimați respectatori, vă vine să credeți, o să călcăm în picioare concurența care moare de grija noastră. Tatiana Bebe, cum vi se par cele două familii? Le-ați analizat? Bineînțeles că le-am analizat. Vreau să vă spun că din punct de vedere astrologic, dacă am aici afișa, doamne. Îmi permiteți? Mi se pare că vă permit. Deja se simte tensiunea tantrică a concursului. În capetele celor din familie se găsește doar sex, sex. Sex. De trei ori sex, de parcă am fi la o altă emisiune. Atenție mare și la câinele familiei Ionesco, care și el e în călduri. Nu are nicio treabă, domnul. Să vă spun cum stau lucrurile, doamnelor și domnilor. Câinele familiei Ionesco este fecioară, o fecioară modestă, rezervată, timidă, așa ca mine. Și câinele Ioneștilor s-ar potrivi perfect cu o cățea Scorpion, pentru că este capabilă să analizeze, cum să vă spun eu așa, personalitatea sa complexă. Foarte bine ai punctat, Tatiana. Acum e timpul să trecem la concurenții noștri. Să redăm o temă de gândire, ceva care să-i încaiere. Regia, legătura în cuburi. Doamna Vica, domnișoara Corina, iată care este prima tema a concursului. Dovediți că bugetarii sunt oameni onești și harnici, adevărații stâlpi ai societății. Asta clar, domn Benone, ce să mai dovedim? Trebuie să convingeți publicul, nu pe mine. Bine, bine, o să-l convingem, dar ce vreau să vă întreb, domnul Benone, m-auziți? Premiul, banii, se acordă familiei sau soțului, ca să știm cum procedăm? Dar de ce mă întrebați? Pentru fetița mea. Tare mă tem că Gicu nu vrea să facem operațiile în Turcia. Am găsit și clinica, este all inclusiv, are gusărică între mese, totul e aranjat. Știți, Corina vrea să arate fix ca idolul ei, Bianca Drăgușan. Exact, doar că o să am buzele un pic mai mici și ochii un pic mai mari. Mami, te iubesc. Votați-ne, vă rugăm! Noi suntem familia de aur! Iată tema de astăzi. Trebuie să dovediți că micii întreprinzători sunt temelia țării, sunt motorul economiei și munca lor îi salvează pe restul. Și sportul, să știți, sportul a ajutat foarte mult țara asta. Știți vorba, mensano in incorpore barosan. Incorpore sano. Scuzați-l, Costeluș a făcut la tine la turci, în cantonament. O să dovedim că suntem motorul economiei, domnule Benone, că de vreo 15 ani tot dovedim cu magazinul nostru, dar statul nu ne-a ajutat deloc, din potrivă, ne-a pus bețe în roate. Exact, așa e, când m-am accidentat pe teren, s-a grăbit statul să mă ajute cu bani, am suferit în tăcere, cu piciorul ăsta agățat de tavan, fără internet, fără televizor. N-am putut să-mi văd și eu colegii cum retrogradează ca proști. Că doar le-am zis, bă, fraierilor, bă, fără mine nu faceți doi bani, zero barați sunteți. Așa-i, Costel, barză. Așa-i. A fost foarte greu, domnule Benone. A trebuit să punem gaj magazinul, să facem împrumut, să mâncăm margarină cu mămăligă prăjită și tot n-am reușit. Considerați-vă norocoși, acum aveți șansa să câștigați bani cât n-ați avut întreaga viață, 100.000 de euro. Mamă! Măi, culiță care m-ai făcut pe mine! Măcar să-l operez pe Costel, să fie și el om întreg, sărac. Ce-au făcut ăștia de-au câștigat așa multe voturi? Ce v-am zis eu? Ha? Ce v-am zis eu că ăsta e aranjament ordinar? Să știți că eu renunț. Dar ce, eu mă fac de râs la unitate din cauza voastră? Gicu, l-ai nepunit? Tu nu vrei ca fata noastră să aibă un viitor mai bun? Gicu, șterge-și aici. Tu vrei să ajungi așa ca mine, nu? Să-i miroase blugea, spirit, să facă injecții la toți țărănoii de prin spitale. Asta vrei tu. Și ce vrei să fac? Să fur? Ha? Am lucrat 20 de ani la stat. Am făcut instrucții peste instrucții. Am strâns porumb cu masca pe figură. Am săpat șanțul întregi cu lama de ras. Și la ce folos? Să-i țin în spate pe toți ionești ăștia, nu? Care ne fură la cântar, care ne trag în piept.
Ai dreptate, Gicule. Dacă când se satură ei de atâta stat degeaba, vin în spital și așteaptă să-i slugărești. Că ei au drepturi, că ei au plătit, vor să fie tratați ca în Occident. Dar de ce nu vând ei haine second hand la Paris dacă sunt așa de tari? Au rămas aici să-mi vândă mie kiloți la mâna a treia. Vezi? Că de-aia-i bagă ADN-ul unde-i bagă, de-aia. DNA, mă. DNA, ADN, tot un drac. Gata. Dar unde pleci, mamă? M-am săturat. Să nu vă mai aud plângându-vă. Suntem în plin concurs. Luptăm și câștigăm. Așa cum am câștigat anul trecut la Olimpiadă. Cine aș paria pe mine? Dar domnul profesor m-a învățat să sar capra și uite că am reușit. Păi, tata, tu crezi că e așa ușor? Tu crezi că sărim toți capra și gata? Cum o să ne batem noi cu familia fotbalistului? Hai să vezi tu dacă nu o să voteze toți pe pocnitoarea de fiică sa. Hai să vezi dacă nu. Hai să vezi dacă nu votează toți maneliștii, toți violatorii și toți obsedații ăștia de care e plină țara de ei. Tati, îți promit. Până la runda finală, slăbesc 300 de grame și dau ceață parașute. Să nu se pună nimeni cu mine. Și eu o să-i arăt sclifosite alea de patroană ce înseamnă să fii soție, mamă, femeie. Am să gătesc o cină, Gicule, de 5 stele. Și ce o să gătești? Stai, nu-mi zi. O să gătești... Popcorn la microunde? Nu m-am hotărât deja. Am să fac spaghetti cu sos de roșii. Pentru mine să nu faci pastele în grașă. Nu mai, mamă, că nu pun nimic în ele. Tot le fierb și gata. Auzi? Eu zic așa. Da. Eu zic să-i batem tot cu arma noastră secretă. Care armă secretă, Gicule? Cum care, mă? Curățeni. Doar știi că plutonul meu a ieșit fruntaș dacă m-a felicitat și comandantul? A, da, mi-amintesc. Când ai rămas tu de sărbători și ai împodobit bradul cu soldații, atunci, nu? Da. Auzi, Gicu, dar cine a fost Moș Crăciun? Tu sau Fuego? Hai, gata, lasă asta. Auzi? Tu da. Ai văzut eu neștii ce câineau? Da. Cum poți să trăiești, mă, cu un animal de ăsta în casă? Așa ceva e strigător la cer. Ascultați voi la mine că am eu dreptate cu curățenia. O să-i călcăm în picioare la voturi. Tu ce stai? Hai, treci la aspirator. Da, am dat cu aspiratorul. Nu contează. Mai dăm o dată. Hai. Gata, ăsta e planul. Alo, alo, eu cu cine vorbesc? Sebi. Sebi, dă jos căștile din urechi. Lasă-mă, mă. Costele, închide calculatorul ăla ca ți-l scot din priză. Scoate-l, oricum are baterie. Ce mor mai acolo? Închide-l mai repede. Nimic. Vedeți lista asta? Vedeți hârtia asta? Facem o listă cu lucrurile pe care trebuie să le donăm. Să ce? Să le donăm. Adică să le dai de pomană. Pomană ce cum ești tu, numai că invers. Te descurci. Eu care credeam că pomană e atunci când vine cineva la tine într-un club și îți dă 50 de vodcă. Ce prostă. Deci, toate hainele pe care nu le mai îmbrăcați, le puneți aici pentru donație. Eu nu sunt de acord. Parcă spuneai că strânge bani pentru operația mea. Costele nu mă contrazice. Îi ajutăm pe săraci. Chiar trebuie să fiu mai explicită? Ăsta e planul ca să câștigăm simpatia publicului. Păi, și eu fără haine, cum mai ies în oraș? Ca de obicei, în fundul gol. Păi, dar tu nu termini niciodată? Încetați odată. Costele, am nevoie de 3 tricouri de ale tale cu autograf. Nu, nu, nu și nu. Sunt amintirile mele dragi la care țin mult. Vreau să le vând pe Facebook. Costele nu mă contrazice. Cine crezi, măi, că e prost să-ți cumpere ție tricoul ăla cu care ai dat autogol la Vaslui, a? Dar îți tot stadionul de tine. Lasă, lasă, că am dat și goluri. Uite, îl vând pe ăla din meciul cu Panduri. Licitația începe de la 15 lei, na. A, păi, tăticule, în cazul ăsta, hai că licitez eu. 5 lei sunt pachet de gumă cu surprize. Îți dau eu ție una peste bombă dacă mă iei la mișto. Gata, încetați. Atunci semnează 2 tricouri și pune-le în cutie. Tot ce strângem, donăm. Donăm? Donăm magazinului nostru de second hand. Bine, mamă. Știam eu că ești o afaceristă născută. Așa mai merge. Cu tricourile mele cu autograf ne-am scos din foame. Hai, vino să te pup. O să-mi gănești cu un membru de baia norocos cu care am așa la engleză? Cum vreți să tai spaghetele? Julian sau cu bulețe? Nu, mama, nu le tai, doar le pui la fiert. Gicule, strânești tot praful și mi-l arunci drept în mâncare. Lasă-mă că vreau să strălucească totul. Am udat pământuful, știu eu foarte bine ce fac. Tu zi mersi că n-avem animale în casă. Mai nebunit cu animalele astea. Poate ar fi mai bine să avem și noi un maidanez ceva prin casă, să mai latere și altcineva în afară de tine. Ia vezi, poate te muși de undeva. Ia vezi. Mama, nu e acolo oala dacă asta cauți, e deasupra. Ce, noi suntem ca nespalația aia?
Ei cred că dacă au bani poate să aibă grădina zoologică în casă? Aici ai dreptate, Gicule. Tu îți dai seama că ionești. Fac baie cu șapra în cadă. De ce nu vă gândiți că animalul ăla are suflet? Ce să aibă? Suflet? Fai ce ești mai impozita eu. Ai câine? Impozit. Ai doi câini? Dublu impozit. Ai pisică, porc, veveriță? Triplu impozit. Să le sară lor chefuri de animale. Gicule, îți place cum mă descurc? Doar că m-au luat așa niște transpirații. Dar trebuie să sufăr, Gicule, să vadă lumea că sunt o gospodină adevărată. Păi da, ține și tu cuțitul ăla ca lumea, ce-l ții ca pe topor? Și ce vrei să faci, să auzi două roșii? Păi dacă sunt doar două... Știi ceva, Gicule? Nu-ți place? Nu mănânci! Cum pariu că privatizația aia mănâncă toată ziua la restaurant. Păi da, normal, dacă fură, dacă nu plătesc dări la stat, nu trebuie să cheltuiască tot bănetul ăla? Auzi, Gicule, de oare au mulți bani? Sigur. Păi dacă au atunci, de ce s-au mai înscris la concurs? Păi cum de ce? Să-și bată joc de noi, de asta. Au, m-am tăiat. Eram sigur. Vrei să-l mulțesc sosul? Ce vrei să faci? De ce stai și te uiți ca un prost? De du-te și adu-mi un bandaj. Corinuș, sună la 112 să tăia mami la deget. Lasă glumele de prost gust și du-te și ajut-o. Hai la baie. Hai că vin la baie să-ți te bandajez. Ce faci, Ozi? Pisic frumos, pisic frumos. Ui. Așa da, altă viață. O zi. Ce săbișor, ți-au rămas mari? Nu, mă gândeam să ți dau ție, să-i porți în loc de batic. Ăsta am dat gol din foarfecă 90 și cât era Lili? Nu știu, Costele, când ne-a închis barul cu păcănele. A venit ăla de la Sanipit și ne-a dat o amendă de neangropat. Un nenorocit. După ce i-am dat doi mici, o bere și o chiflă și l-am lăsat să câștige și 10 lei la păcănele, el tot ne-a rupt la pungă. Păi da, voi nu știți că bugetarii sunt cei mai șpăgari oameni. Plus că sunt mega zgârciți. Eu nu mai ies cu bugetarii în clasa 6-a. Dar ce faci, Săbișor? Asta nu era costumația ta de scenă, de răpăiană? S-au demodat, ești în urmă cu știrile, Manelisto. Acum se poartă pantaloni cu talie joasă. Încetați că vă dau afară pe amândoi. Tati, îmi dai și mie 50 de lei în un suc? 50 de lei pentru un suc? Haide, tata. Păi și cu... Scuză-mă. Păi și cu ce mă duc la mall? Cu bicicleta? Alina, nu pleci nicăieri până nu terminăm treaba, s-a înțeles? Ai auzit ce a spus maică-ta, hai! Bugetarule. Auleu, pastele. Ce mai trebuie să facă un om pentru o lingură de mâncare caldă? Dar ce vrei? Dar ce vrei să fac, Gicule, dacă s-au ars? Păi aruncă-le măcar, cu tot cu oală. Și așa nu mai e bună de nimic. Dar ce trebuie să facă un om pentru o lingură de mâncare caldă? Ce ai zice să-și facă soția fericită? Ce zici de asta? Cum pot să fiu o gospodină dacă mie mi-e gândul la altceva? Lasă că ție tot timpul ți-e gândul la altceva. La altcineva. Măi, nesimțitule, măi! Ești un imposibil, asta ești! Gata, am înțeles. Mă duc să mână la popotă. Nu, Gicule, stai! Dacă am zis că gătesc! Eu sunt în stare de orice sacrificiu pentru corinuța noastră. Știi ce? Mă duc să iau alte paste. Da, da, da. Până te duci, până vii, iar ne apucăm miezul nopții. Dar știi ceva, Gicule? Ia fă și tu un sacrificiu. Bea o bere. Am citit pe Google că o bere face cât două ouă. Dracu de femeie, care mă ții tu pe mine flămând. După ce concesc ca prostul toată ziua, las că țărăi, auzi la ea ce că face că două ouă, auzi. Firea dracu să... Ia uite. Eu pe tati chiar îl iubesc. El este un om bun, chiar dacă e fotbalist. El în sufletul lui suferă foarte mult pentru că nu o poate ajuta pe mama de când colegii au rupt piciorul la fotbal. Eu zic slavă Domnului că nu i-au rupt și gâtul. Noi suntem o familie unită, muncitoare și modestă.
O să vedeți. Vă rog eu, votați-ne. Noi suntem cea mai tare familie, mai ales eu. Hei, hei! Da, unde ai fost, dragă? De ce ai venit așa repede? M-a răzgândit, Gicule. Am luat 3 șaurme de jos. Uite-o sănătoasă la cap. Că vrei să creadă ăștia că suntem neisprăviți? Că mâncăm la fast food? Tu nu știi că-s camere peste tot? Gicule, faci cum vrei. Mănânci bine, nu mănânci mai bine. Rămâne mie și porția ta. Așa. Ca să te faci tu cât batoza, nu? Așa o înveți tu pe Corina să slăbească? Gicule, Corina o să slăbească cu operații, nu cu diete. Alea n-au niciun sens. Corinuș, hai mama că e gata masa, hai mai repede că se răcește. Bună, bună. Bine, ce știu. Dă-mi înapoi. Bă, uite, bă, ce... Am revenit în studioul concursului Familia de Aur alături de Tatiana, care, vă vine să credeți, s-a conectat deja în plan astral cu Gicu Mardare. Gicu? Gicule? Domnul Gicu, este Taur. Și conjuncția soare în fecioară îi face pe Taur să fie agresiv și greu de cap. Asta se numește conjuncție bovină și din punct de vedere astrologic. Ei, și eu sunt Taur. Asta nu mă face deloc agresiv sau greu de cap. Bebicule, domnul Bebe, matale, nu ești agresiv. Ești numai greu de cap. Iar dumneavoastră ești o frustrată, asta ești. Se vede că n-ai mai avut de mult o conexiune. Uitați-vă la aia, domnule prezentator, uitați-vă că o trădează ochișorii de cățelușe. Deci, domnul Benoni, iar începem. Domnul Bebe, să revenim la concurenții noștri. Cum i-ați caracterizat din punctul dumneavoastră de vedere? Domnule, mă tem. Mă tem că frustrările familiei Mardare sunt mult prea mari. Regretatul domnul doctorul Sofocle spunea, citez: când tensiunile dintr-o căsnicie sunt prea mari, acestea sunt consecința directă a disfuncțiilor erectile. Am încheiat citatul. Atenție mare la concurentul Gicu. Să vă spun eu cum stă treaba, doamnelor și domnilor. Deci, zodia Taurului, uitați aici, priviți aici, face din domnul Gicu Mardare un individ inclinat spre ce? Spre perverziuni. În timp ce doamna Vica, care este scorpion, nu se lasă până ce nu obține ce dorește. Când impulsul tantric este prea mare... Când impulsul tantric este prea mare... Da, domnule, am înțeles, când impulsul tantric este prea mare, da. Exultarea trece peste logică. Le recomand celor doi să facă o vizită la clinica mea. Adresa: strada Dr. Ciomu, colț cu TRNT, numărul 69. Eu te prevăd! Prevăd ceva urât, sombru, monstruos. Prevăd un divorț urât. Asta dacă vor merge la clinica dumneavoastră, domnul Bebe. Îmi pare rău să vă spun că ăsta e nivelul dumneavoastră de incompetență. Asta este tot. Ia. Auziți chemarea prutului? Stimați spectatori, așa ceva nu ați mai văzut. Urmează acum, în direct, la Show TV, minutul de intimitate al concurenților. Să-i urmărim! După cum vedeți, microfoanele sunt tăiate. Este minutul secretelor. Oare ce se discută în living de familia Mardare? Mami, tati, am o surpriză pentru voi. Vi-l prezint pe o zi. Păi, mamă, o pisică, dar ce drăguță e! Păi am zis să-i câștigăm și pe iubitorii de animale, pisică. Că sunt o grămadă. Dacă ei au câine, noi să avem pisică. Și așa cred că pisicile sunt mai multe decât câinii, nu, tati? Da. Ia de la tati, uite. Drăguțul de el. Am văzut eu două scămuțe pe aici pe jos, n-am crezut eu să mă faceți voi așa de la spate. Tati, nu-i fă niciun rău. Ciculele, dacă te atingi de un fir din părul mâții, ai terminat-o cu mine. Nu, că nu fac nimic, lasă, drăguță. Ciculele, lasă pisica în pace, că o să pierdem votul. Nu-i face nimica, tati, nu. Tati, dacă o mori... Vai, dar nu mă, tati. Tati, o duce la plimbare, ia uite, hai. Ciculele, dacă ai ieșit pe ușă cu pisica aia, să nu mai fie acasă. Lasă-mă, dă-mi pace, ți-a zis că nu fac animalele, da? Lasă pisica așa și Cicu! Vă vine să credeți, tocmai am asistat la o adevărată dramă în familia Mardare. Suntem în direct, nimic nu este regizat, totul se întâmplă într-o familie normală de români, numai aici, la Show TV. Sunt gazda dumneavoastră, Benone Duduianu, și urmează minutul de aur la familia Ionescu. Rămâneți cu noi! Ha! G,
Nu știu ce mare brânză o să facem cu donația asta, dar rezolv eu cu SMS-urile. O să ne voteze în lumea, Andraș, mai ceva ca la emisiunile cu proști. Da, 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 poți să bați tu și pe Germania, că tot nu câștigă. Nu, tată, e vorba de fotbal adevărat, nu pe calculator. L-am sunat adineaori pe Victor Tănase să vină la noi. L-ai chemat pe bețivul ăla? Da. Pe fostul masior de la echipă? Terminatul ăla? Cui termina pe naiba? E sănătos tu, doar îl știți, cât un munte de om. Mă rog, Costele, nu înțeleg ce vrei cu asta, dar... Hai să vezi, o să povestească accidentul meu. Să vadă lumea, a fost martor. Să vadă lumea cum am suferit. Am suferit. Am avut ghinion. Mi-a tăiat aripile un bou când eram pe culmile succesului. Mi se spunea Ronaldinho din Carpați. Cine îi spunea lui Ronaldinho din Carpați? Cine spunea mă ție Ronaldinho din Carpați? Cum cine? Fanii, vecinii, toți care mă cunoaște. Și mie îmi spun vecinii. Cum îți spun? Ronaldinho? Nu. Măgarule! Bă! Îmi vine să intru în pământ de rușine. Cum poate să fie așa de animal? Eu brut un insensibil. Mă mir că nu mi-a tras și două palme. Dar dacă vine acasă fără pisică, fug la mănăstire. Au la mențiune la Festivalul Folcloric Sâmbra Oilor 2014. Votați-ne! Trimiteți SMS la 1212 cu cuvântul Mardare. Noi suntem Familia de Aur. Dar suntem în direct. Da, mă, suntem în direct la Știu TV. Se filmează. Da? Da. Dar unde sunt camere? Camere sunt peste tot. Hai, mai bine povestește să afle lumea ce ghinion fantastic am avut. Hai! Da. Era înainte de meci cu Vasluiu. Așa, așa. Și antrenorul era mut. Băi, dar mut de-abia se ținea pe picioare. Așa, așa, zic. Venise de la o cumătrie. Mai ții minte? Da, da, da. Mai ții minte, măi, dragă Costele. Așa, zi. Cum mergeam noi seara și beam bere. Costele, ce ne-ai pus, mă, să le înghiți pe ăsta tocmai acum? Lasă-mă, lini, lasă. Bă, zi, înainte, zi, mă, cum a fost. Hai. Zic, dar trebuie să mă alimentez. Ia, mă, deci. Așa. La sfârșit, după ce au spart toate geamurile de la vestiare și i-ai dat și vreo două șuturi lui Chirvas, că rădea de voi, mi-am retras la locaș, la umbră. Ce locaș, mă? Ce umbră, mă? Nu-i așa povestea, mă? Eram la încălzire și a venit boul ăla de... Da? Păi da, eram la încălzire, eram, da. Păi da, nu ți-o zis că îndrălă ăla de romicât. Păi, meșteri, dar noi cât mai alergăm așa? Fără niciun ban ca proști. Da, 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 așa a zis. Și după aia, știi, eu m-am driblat așa cu el și când se dau cu capul așa minge, a venit de la camușavă și mi-a dat la gare. Nu, băi, Costel, cum a fost așa, băi, tiguit, ce cu tine? Păi, băi, erați amândoi la bar și ți-o tras scaunul de sub cur. Vrește, mă, frumos, că te dă afară. Lasă-l, Costel, lasă-l să povestească, mă. Are ce oprești? Zi, mă, zi, mă, mai departe. Da, zic, zic, tu te-ai dus de-a berbeleacul și ai vrut să tai cu pumnul. Erai praf. Erai praf, praf. Noroc a venit pe uliță să te scoată afară ca să te mai răcorești. Și ai spart sticla de capul meu. Da, ai spart sticla de capul meu și amândoi când să ieșim din bar, ai căzut ca bolovanul pe scări de-o venit salvare. Că vorbeai numai în dodi, da, vorbeai numai în dodi după halba aia din bar. Bă, 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 Neavitru, ce bani îmi vede îndruge acolo? După ce te-am primit în casă, ți-am dat să bei, te-am omenit? Da, m-ai omenit. Dar ia uite așa puțin. Uite aici, băi. Uite semnul de la sticlă, când venea să te omor. Da, na, aia bun noroc că mi-au plătit echipa spitalizare. Și mie, mă, de ce nu mi-a plătit, mă? De ce m-a lăsat schilot? E adevărat, Costele, ce zice ăsta, mă? Bă, să mă, Lili, bă, e un bețivaș, un mincinos. Stai mai așa, dar pe cine faci tu mincinos? Bă, ratangiule, băi, că din cauza lui o retrogradat echipa, că dribla până și poate. Bă, mi-a vinut, bă, bă, stai așa, băi, ia mâna de pe mine că fac urât. Băi, fac urât? Ieși, mă, tu afară, mă, ieși, mă, nenorocit care ești! Ieși afară, mărș! Costel, uite în ochii mei, o să-ți pară rău, băi, ne mai vedem. Ieși, mă, afară, mă, nenorocitule, mă! Sărut, mă, doamne! Ieși, mă, afară, mă! Aole!
Crede-mă! Bă, măi! E bea, bă, spune numai minciuni! Oameni buni! Oameni buni! Credeți-mă! Accidentul s-a întâmplat pe bune! A fost o nenorocire pe terenul de fotbal! Vă rog, votați familia mea! Noi! Noi suntem familia de aur! Suntem din nou în studio, unde abia ne revenim după șocul acestei dezvăluiri de senzație. Marele fotbalist a fost surprins în offside. Le spectatorii i-au dat cartonașul galben. Așa este. Iată că avem acum primele rezultate ale votului din această seară. Se pare că familia anti-animale a câștigat simpatia publicului cu 167 de voturi față de numai 25 ale familiei Ionescu. Păi, dar pe cum? Păi nu v-am prevenit sau nu v-am prevenit? Eu v-am spus că astrele sunt clar de partea familiei Mardare. De ce? Pentru că Mercur este retrograd. Mercur este retrograd, conjuncție bovine. Deci, domnul sexolog, domnul Bebe. Ce? Ce? Deci, dumneavoastră, mie mi se pare că sunteți în călduri, nu doar câinile Ioneștilor. Hai, domnișoare, nu vreți după emisiune să mă recoriți? Haideți mai bine să urmărim cum reacționează membrii celor două familii după aflarea rezultatelor votului din această seară. Gicule! Gicule, vino repede, le-am luat fața la bișnițari! Vino! Ce ți-am zis eu, mă? Ce ți-am zis eu? Curățenia și disciplina, asta e soluția. Și bineînțeles, fără animale. Dar chiar ce cu ce-a făcut cu ea? Cu ce? Cu mâța. A, lasă-mă, asta nu e important. Important e că suntem în față. Ce ți-am zis eu? Nu ți-am zis că ăsta e un concurs corect? Hai, Gicule, să sărbătorim. Da, chiar așa, auzi? Nu cum am stă o pizza? Da, Gicu, cum? Băi, mi-a căzut greu șaorma aia, nu știu care e treaba, mă doare bila de mor. Mă duc să iau un colebil, ceva, că nu... Alo, bună ziua. 3 capriciosa extra largi, cu porție dublă de salami, bacon, o porție mare de cartofi prăjiți, cu 3 liniuțe de maioneză. Da, doamnă, ca de obicei, la Mardare. A fost o victorie importantă, muncită aș putea spune. Știu că războiul abia a început și că mai sunt multe bătălii de dus, dar avem un moral bun. Aș vrea să-i raportez domnului comandant, care a avut încredere în mine, că nu voi face de rușine unitatea. În seara asta am câștigat și datorită colegilor mei de la infanterie, care au trimis SMS-uri și rog în continuare să trimită SMS-uri de pe cartelele pe care le-am lăsat în rastelurile cu arme. Victorie! Păi și ce face mama acum? Am pierdut concursul? Nu, mama, e prima rundă. Lasă că recuperăm noi. Eu zic să mergem la mall și să uităm de dezastru ăsta. Alina, crezi că am chef de shopping? Mama, mâine în casă mi-a reclamat pentru pufuleți. Îmi trebuie costum de baie. Și cu ăla de anul trecut ce ai făcut? Păi dar nu l-am donat mama la magazinul nostru? Bine, hai să mergem că și așa nu-l mai suport. Nu-l vezi cum arată? Sebi, mamă. Rămâi tu și vezi să nu facă vreo prostie. Alina. Mamă, nu vreau. Ce? O vrei cu asta? Hai, Alina. Bine, da, merge liniștită. Las că-l pun eu pe tata pe picioare. Las, tăticule, o să vină vremuri mult mai bune. Ai încredere în mine. Ia fi atent ce melodie ți-am compus. Ia fi atent. Eu știam că tata e un mare fotbalist și a ratat și cariera pentru că e ghinionist. Dar acum Victoraș, fostul lui preparator, ne-a convins fără un dubiu că e un mare detractor. Că pe când șuta la poartă, dar nu o nimerea, el bea seară de seară, doar prin barul el stătea. Până când după băută, scos pe brațele și nat, a căzut de-a berbeleacu pentru că s-a împiedicat. Give me 5. Hey, asta e, tăticule, life goes on.